Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Dumnezeu, Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria mea care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii. Mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lanțurile morții. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat. Temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat, pentru că el se mâniase. Din nările lui se ridica fum și un foc mistuitor ieșea din gura lui. Cărbuni aprinși țâșneau din ea. A plecat cerurile și s-a coborât. Un nor gros era sub picioarele lui. Călărea pe un heruvim și zbura. Venea putind pe aripile vântului. Întunericul și-l făcuse învelitoare, iar cortul lui, împrejurul lui, erau niște ape întunecoase și nori negre. Dar din strălucirea care se răsfrângea înaintea lui, ieșeau nori care aruncau grindină și cărbun de foc. Domnul a tunat în ceruri. Cel preanalt a făcut să-i răsune glasul cu grindină și cărbun de foc. A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei. A înmulțit loviturile trăznetului și i-a pus pe fugă. Atunci s-a văzut albia apelor și s-au descoperit temeliile lumii. La mustrarea ta, Doamne, la voietul suflării nărilor tale. El și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari. M-a izbăvit de protivnicul meu cel puternic, de vrăjmașii mei care erau mai tari decât mine. Ei năvăliseră deodată peste mine în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinul meu. El m-a scos în loc larg și m-a scăpat, pentru că mă iubește. Domnul mi-a făcut după neprihănirea mea, mi-a răsplătit după căruția mâinilor mele. Căci am păzit căile Domnului și n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu. Toate poruncile Lui au fost înaintea mea și nu m-am depărtat de la legile Lui. Am fost fără vină față de El și m-am păzit de fără de legea mea. De aceea, Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după curăția mâinilor mele înaintea ochilor Lui. Cu cel bun Tu te arăți bun, cu omul neprihănit te arăți neprihănit, cu cel curat te arăți curat și cu cel stricat te porți după stricăciunea lui. Tu mântuiești pe poporul care se smerește și smerești privirile trufașe. Da, Tu mi-a prins lumina mea, Domnul Dumnezeul meu luminează întunericul meu. Cu Tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Domnului este încercat. El este un scut pentru toți cei ce aleargă la El. Căci cine este Dumnezeu afară de Domnul și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu mă încinge cu putere și mă povățuiește pe calea cea dreaptă. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă așează pe înălțimile mele. El îmi deprinde mâinile la luptă, așa ca brațele mele întind arcul de aram. Tu îmi dai scutul mântuirii tale, dreapta ta mă sprijină și îndurarea ta mă face mare. Tu lărgești drumul sub pașii mei și nu mi-alunecă gleznele. Urmăresc pe vrăjmașii mei, îi ajung și nu mă întorc până nu-i nimicesc. Îi zdrobesc de nu pot să se mai ridice, ei cad sub picioarele mele. Tu mă încingi cu putere pentru luptă și răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele. Tu faci pe vrăjmașii mei să dea dosul înaintea mea și eu nimicesc pe cei ce mă urăsc. Ei strigă, dar n-are cine să-i scape. Strigă către Domnul, dar nu le răspunde. Îi pisesc ca praful pe care ia vântul, îi calc în picioare ca noroiul de pe uliță. Tu mă scapi din înțelegerile poporului, mă pui în fruntea neamurilor, un popor care nu-i cunoșteam îmi este supus. El ascultă de mine la cea din tâi poruncă. Fiii străinului mă lingușesc. Fiilor străinului îi se înmoaie inima de mine și ies tremurând din cetățuile lor. Trăiască Domnul și binecuvântată fie stânca mea. Mărit să fie Domnul mântuirii mele. Dumnezeu răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele și mă izbăvește de vrăjmașii mei.
Tu mă înalți mai presus de potrivnicii mei, mă scap de omul asupritor. De aceea, Doamne, te voi lăuda printre neamuri, voi cânta spre slava numelui Tău. El dă mari izbăviri împăratului său și dă îndurare unsului său, lui David, și seminției lui pe vecii. Amin. Aici am vrut să arăt cum David se... El mereu se încredea în Domnul și mereu avea credință că El îl va scăpa. Și aici și vedem o bucată mai grea din viața lui David, în care era într-o parte mai urâtă, în care era despărțit de poporul lui și era urmărit. Și totuși vedem cum Dumnezeu îl răsplătește pentru credincioșia lui. Vedem cum începe cu o declarație din toată inima la început. Zice, te iubesc inima, Doamne, tăria mea. David nu se sfiește și el nu are nicio reținere în a spune lui Dumnezeu cât de mult îl iubește. Și că nu, ca și cum nu era suficient, îl mai și continuă. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund. Scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Pe o astfel de temelie și-a zidit David viața. El mereu a avut încredere și l-a lăsat pe Domnul să îi conducă viața. Și l-a lăsat și pe Dumnezeu să-l apere. Pe această temelie a stat David în ziua necazului, când era urmărit, când legăturile și capcanele morții l-au copleșit, cum zice în versetul 4 și 5. Atunci a strigat el la Dumnezeul său, iar strigătul său a ajuns până în templul lui. A fost rugăciunea unui om drept, unui om curat și liber de orice idolatrie. Și în versetul 6 zice, rezultatele nu s-au lăsat așteptate. De la versetele 7 la 16, David face o descriere mai poetică a faptelor care a reușit să le facă Dumnezeu spre binele lui. A fost o reacție și o acțiune excepțională din partea lui Dumnezeu, care l-a apărat, care a fost scutul lui. Și tot repetă David, și-a întins mâna, m-a apucat, m-a scos, m-a eliberat. Se repetă foarte des aceste acțiuni pe care Dumnezeu le-a făcut pentru el. Poziția noastră ca credincioși în viață se aseamănă foarte mult cu cea lui David. Domnul a dat totul pentru noi. El a murit pentru noi ca noi să fim mântuiți. Iar aceasta ne determină să ne unim glasurile cu glasul lui David și să-i cântăm mulțumiri cuvintele cântând mulțumitori cuvintele versetului 19, care zice că El m-a scos la loc larg și m-a scăpat pentru că mă iubește. Tot psalmul este o lovitură împotriva harului fals, a propovăduirii false, acea propovăduire care ne înlătură pe noi și responsabilitatea noastră din relația noastră cu Dumnezeu. Mesajul care spune că ceea ce facem noi nu are un scop și înseamnă mult prea puțin, căci totul este prin har. Este o falsificare a cuvântului Dumnezeu, că harul adevărat duce la activitate și la acțiune. Noi, fiindcă îl iubim pe Dumnezeu și îi suntem mulțumitori, ne ajungem să facem acțiuni care tot de El suntem împiși să facem. Ceea ce Dumnezeu face este deseori și o reacțiune la acțiunea și voia noastră. Astfel, cinstea merge tot către Dumnezeu, căci El a fost Cel care a provocat acțiunea și voia de la noi.
Dar, din nou, el nu are de gând să ne împingă dacă noi nu credem și noi nu o să facem dacă el nu ne împinge. El nu face, nu ne va obliga să facem acțiuni dacă nu suntem tari în el. El nu face nimic fără ascultarea noastră. Totul se rezumă la un cerc. E ca un cerc. Pornește la Dumnezeu, El ne salvează, ne mântuiește, noi credem în El și mulțumim și fiindcă credem și El mulțumim, îi aducem glorie Lui. După El ne apără și noi mulțumim și mai mult, ceea ce ne împinge să facem și mai multe acțiuni, să îi mulțumim și mai mult. Și tot așa se repetă cercul în care Dumnezeu ne izbăvește și ne binecuvântează, iar noi mulțumim. David a înțeles pe deplin acest lucru și când a analizat intervențiile și toate minunile lui Dumnezeu, a spus că Domnul mi-a făcut după neprihănirea mea, mi-a răsplătit după curăția mâinilor mele, în versetul 20. Pentru David, răspunsul lui Dumnezeu a fost o răsplată pentru un efort de-a lui care a fost dat din toată inima lui. Nu a fost un efort care el a vrut să l-a făcut ca să fie răsplătit mai exact, ci a fost un efort doar pentru că îi mulțumea Domnului și Domnul nu a lăsat de izbândă. El tot repeta asta, că Domnul a răsplătit curăția sa în fața ochilor săi. Cu cel bun tu te arăți bun, cu omul neprihănit te arăți neprihănit, cu cel curat te arăți curat. În următoarele cuvinte este și o seriozitate mare. Cu cel stricat te porți după stricăciunea lui. El, David, a fost condus de la o biruință la biruință. Și zice, căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. În versetul 31, fiindcă Domnul, prin tot ce a trecut David la început, înainte să fie rege, a fost condus de Dumnezeu. Și în locul lui este și foarte ușor să vezi cum în orice pas în care, pe calea aceea pe care Domnul l-a condus, pe care l-a împins, era foarte ușor să stea pur și simplu pe tot, să zică că aici mi este vârful, aici mă opresc, fiindcă aici mi este cel mai bine în momentul ăsta. Dar el a fost lăsat să fie condus de Domnul. Așadar, nicio plângere și nicio nemulțumire, pentru că pentru David totul era clar. Nu îl vedem pe David cum se supără că el este fugărit. El a fost condus de la biruință la biruință, până la urmă. Restul psalmului este o mărturie specială despre o biruință neoprită, despre o eradicare totală a dușmanului lui și se folosește una din cele mai puternice expresii. Zice, în general, Domnul nu s-a schimbat un milimetru, nu, Domnul nu s-a schimbat deloc în toți acești timpi față de cum era David atunci. S-au schimbat timpurile, desigur, doar că Dumnezeu nu s-a schimbat în toți acești ani. Așa cum a fost cu David, așa este și el cu mine și este cu noi toți, căci el nu se uită la fața omului. Singurul lucru relevant este cum credem, în cât de mult am clădit noi această clădire, pentru cât de mult avem credință în el, cât de mult am clădit această relație cu Dumnezeu. Singurul lucru relevant este cum este în inima noastră. Amin. Amin.